Direct din Livadă vă întâmpim pentru că vreau să vorbim puțin despre Vișin. Cel mai mult, eu tot și pe ăsta, cel mai mult m-ați întrebat cei care locuiți în străinătate despre ei, cum i-am plantat, de unde i-avem și am zis să vorbim puțin despre ei. Am niște avioane pe fundal, găini, o pisică care nu mă lasă, dar asta este viața de la țară aici în Spania. Hai să vă povestesc despre Vișin. Noi avem două soiuri, să spun așa, una autohtonă din România, din Constanța. Și am cumpărat și de la Lidl niște pomișori mititei și o să vi arăt cum au decurs situația. Avem de 2 ani, iar vișinii din România tot de 2 ani îi avem. Cred că cel mai important lucru atunci când aduceți pomi din România este clima, pentru că, de exemplu, noi aducem pomi din Constanța, clima este ușor asemănătoare cu cea unde locuim noi. Din acest motiv se cam prind toți pomii care îi aducem din România. Dacă am aduce pom, de exemplu, din zona de munte, nu cred că s-ar prinde, pentru că aici soarele este mult prea arșicios. Arde foarte tare, clima este ușor sărată, deci nu cred că ar prinde. De multe ori asta este buba pomilor aduși din România care nu se prind în Spania. Nu corespunde clima de unde îi cumpărați cu unde locuiți. Asta se întâmplă și în România, că dacă cumpărați, de exemplu, un pom de la munte și îl plantați în zona noastră, în Constanța, nu prea merge, sau invers, dacă îl cumpărați într-o zonă unde este mai călduros, mai caldă clima și îl duceți la munte, moare. Deci foarte mare grijă de unde aduceți pomii din România, dacă nu aveți pe cineva cu o climă asemănătoare. Nu zic să nu aduceți neapărat, ci să vă încercați norocul că poate pomul este rezistent și să prindeam. Aici în spatele meu un vișin adus din România, era o joardă așa mică, adică așa era mititel când l-am pus și în 2 ani a crescut așa de mare, colosal. Este adus din grădina socrului meu și ce să vă spun despre el, a crescut eroic. Avem vreo 5-6 aduși din România și vreo 3 cumpărați de la Lidl. Cel mai bine și cel mai bine le-a mers ăstora aduși de la noi, din Constanța. Aia din Lidl sunt mai prăpădiți, mai mititei, cresc mai greu. Deci clima influențează foarte mult unde a fost crescut pomișorul. Acum întorc camera și vă exemplific o situație. Asta este cel mare, ramificat așa pe două brațe frumos. Vedeți că este înmugurit tot. Nu ne-a dat fruct anul trecut, a fost doar cu frunzulițe. Sperăm că anul ăsta să ne dea fruct, oricum o să vă ținem la curent. Abia așteptăm să înflorească, să dea fruct și așa mai departe. Una bucată pisică și pe partea asta la altă mai avem 3. Bine, ignorați tuful vecinilor, ne depășește situația în ceea ce privește al cui e terenul ăsta și de ce nu știu unde iarba, mă rog, în fine. Și ăsta e înmugurit, ăsta era și mai mic, deci era un ciot, uite așa, cât crenguța asta când l-am pus. Și uitați-vă în 2 ani ce mare a crescut. Mergând mai departe, mai îl avem și pe acesta, vedeți ce vioi este, că se vede după, ia uite ce vioi este. Și ce vreau să vă arăt este că au făcut și pui, deja avem puiez la ei, vrem să-i înmulțim. Uite, de exemplu, îl vedeți pe ăsta de aici, ia uite-l, ăsta este pui de vișin. Momentan nu avem de dat, avem doar de pus la noi în grădină să-i înmulțim, că nouă ne plac foarte mult vișinele în compot, în gem și așa mai departe. Lasă tufa, măi copile! Dar da, uite, așa de mare a crescut în 2 ani pomul ăsta și vedeți acolo Ștefania tăia vârful, că era și mai înalt de atât. Are undeva la 2 metri și ceva, având 3 cu ciotul ăla pe care i l-a rupt Ștefan. Îl vedeți ce înmugurit e? Ia uitați-l! Ce frumoșele, dragul de ea. De exemplu, dacă mugurașul este mai gros, e floare pentru fruct și dacă mugurașul este mai subțire, este frunzuliță. Și am aici o frunzuliță care dă să înverzească. De zilele astea o să fie verde copacelul. Acum vă duc și la cei de la Lidl ca să îi vedeți cum sunt. Așa ați văzut că-s mai nas ca mine, sunt colosali. De unde vii, Blanco? Ia să vă iară pe ăștia de la Lidl. Asta de aici este un vișin cumpărat de la Lidl. Pentru cei care locuiți în Spania, se cheamă Guindo și îl găsiți în perioada asta la Lidl. Momentan nu știu dacă l-au, dar noi primăvara l-am cumpărat când aduc pom la Lidl. Are înălțimea la 2 metri, hai, 1,80 m, cam așa, că e puțin mai înalt ca mine. Și anul ăsta îi merge cel mai bine. L-am cumpărat până aici și a crescut mai lent decât cei aduși din România. Și a făcut și puișor. Uite, ăsta este puiul lui aici. Ceea ce e de bine, este și el înmugurit ca și ceilalți, vedeți, îi merge bine, că ia uite ce viguroasă se vede, asta zic, crenguța, e și el înmugurit, acum așteptăm, anul trecut a avut și el câteva frunze,
Să vedem dacă anul ăsta avem rod de la vreun vișin la noi în curte. Mai am câțiva tot așa de aceeași mărime tot de la Lidl, 2 aici în fundul grădinii. Dar cred esențial că, ca să răspund și la întrebarea ta, cred că depinde foarte mult clima de unde îi aduceți pomii. Pentru că, v-am spus și vă repet, cei cumpărați de la Lidl au o creștere mult mai lentă decât cei aduși din Constanța. Clima este asemănătoare, deci de asta s-ar putea să meargă. Momentan să vedem anul ăsta cum se desfășoară situația, cam la gânduri cu vișinește, gemuri, compoate, toate nebunile vișinate, aoleo! Deci cam așa stă treaba cu vișinii la noi în curte.